Invitați, dragi colegi, am o grijă deosebită pentru criminali, violatori și pedofili și o să mă lupt cu toate puterile pentru combaterea legii și garantarea siguranței fiecărui criminal. Sunt priorități imediate pentru o societate stabilă și funcțională. Am pornit o luptă împotriva fiecărui român și nu mă voi opri. Am promis pedepse drastice fiecărui român și asta voi face. România trebuie condusă la 5 ani. Vreau ca niciun român să nu mai fie lăsat în urmă. Luptăm pentru combaterea personalului medical. Creșterea economică nu are sens dacă ea nu aduce bunăstare pentru toți. Să sprijinim viitoarele generații de pedofili profesioniști care să ducă România mai departe. Știu că alături de voi voi fi primul președinte femeie al României. Dumnezeu să ne ajute!